Pregătit la Academia de Fotbal a tatălui său Gică Hagi, Yanis are toate șansele să urmeze o carieră fotbalistică asemănătoare cu a tatălui său. Tânărul de doar 17 ani a venit pe lume la Istanbul pe 22 octombrie 1998. Este jucătorul viitorului Constanța, împrumutat de clubul italian Fiorentina, în principal ca mijlocaș ofensiv. Ziua de 29 mai 2015 este legată de marcarea primului gol al tânărului Hagi ca senior, un eveniment de referință într-o carieră de fotbalist care nu avea nici măcar 17 ani împliniți. Evenimentul se petrecea într-o partidă a viitorului cu echipa din Botoșani. Centrarea lui Gavra și gol! Yanis Hagi! La primul său meci ca titular în Liga 1, Yanis Hagi marchează pentru 3-2 și, așa cum era și firesc, primul om pe care îl îmbrățișează este tatăl său, o imagine memorabilă. Numele Hagi merge mai departe în fotbalul românesc. Yanis Hagi cu execuție extraordinară. De la el a plecat acest contraatac. O lansare pentru Gavra. Foarte inteligent Gavra. Așteaptă, nu se grăbește. Întoarce mingea și de undeva de la 11 metri Yanis Hagi îl execută pe portarul Lazar. Yanis Hagi a marcat al doilea său gol în Liga 1 împotriva echipei ACS Timișoara și talentul său îi face pe mulți specialiști din lumea fotbalului să creadă că juniorul va călca în viitor pe urmele regelui.